La poliție nu a fost înregistrată nicio reclamație de lipsire de libertate. Poliția s-a sesizat din oficiu pe baza imaginilor apărute în presa online și în acest moment se efectuează verificări pentru identificarea tuturor persoanelor implicate, precum și pentru conturarea stării de fapt. Imagine postate pe internet în care un copil este închis într-un beci din Baia Mare s-au întâmplat chiar aici. Ce ne puteți spune despre cazul din Baia Mare? Deci noi ne-am autosesizat în cursul acestei dimineți și am luat legătura cu poliția. Poliția ne-a spus că dacă va simți nevoie să ne vedem și ce așteptăm să ne fac o solicitare acestea și noi suntem pregătiți să intervenim la nevoie. Se poate încadra într-un abuz psihic asupra copilului imagine? Deci, mai ales dacă imagine. Putem să ne gândim la orice abuz asupra copilului. Deci noi dacă este adevărat, înseamnă că este destul de grav. Și care sunt opțiunile direcției copilului? Deci deocamdată nu ne putem pronunța asupra opțiunilor până nu vom face o analiză asupra cazului și să vedem ce se întâmplă.